Câinii au toate procedurile legale îndeplinite, spun organizatorii. Aceștia sunt microcipați, deparazitați intern și extern, vaccinați, iar adulții sunt sterilizați. Nu am venit să adopt, stăm într-un apartament și cred că locul animalelor de companie, mai ales de talie mare, ar fi în curți, ca să fie, să aibă toate condițiile. Am venit doar să-i arăt copilului meu că trebuie să avem grijă de animale și să avem un comportament prosocial și față de iubitorii de aceste vietăți. Toți ne-am impresionat, toți sunt nemile de ei așa, da? Nu poți să iei pe toți. Da. Cred că îl luăm pe acesta mare. Ne ducem să luăm o lesă, să putem să-l ducem acasă. Da. Aveți curte. Stăm la curte, nu am mai avut și nu-i ținem legați, stau liberi, au spațiu suficient. Numai că ne e frică să nu moară, că suferim după fiecare. Oamenii par foarte interesați și deja primul câine va pleca acasă și a găsit un stăpân. Ne bucurăm foarte tare. Și ceilalți? Sperăm și ceilalți. Responsabilii adăpostului de animale de la Fețeni au pregătit 19 din cei aproximativ 400 de câini pe care îi iau în momentul de față în grijă și i-au adus în centrul orașului în speranța că le vor găsi un stăpân care să-i îngrijească și să-i iubească. Acești câini sunt strânși de pe străzile râmnicului pentru a nu fi mușcați copilașii. Se duc acolo, se igienizează, se pun crotare, se sterilizează și vâlcenii ne-ar ajuta extraordinar de mult dacă ar veni și ar adopta un câine. Adopțiile au mers foarte bine. Chiar anul trecut am ajuns la 700 de adopții într-un an. Până acum avem 300 și vreo 40, dacă nu mă înșel, de adopții. S-au mai temperat adopțiile. Adopțiile sunt gratuite, astfel că cei care nu au apucat să meargă la târg, dar își doresc un prieten necuvântător, pot merge și direct la adăpost.